Episode no. Bună, hai să procedem la drum. Acum vii și tu, mă, acum, după ce l-am dat cu spatele. Nu mi-am prins această bucată. Salutare, dragi prieteni, și bine ați accelerat din nou pe canalul meu. Eu sunt Motorider, iar astăzi facem un top 5. Ce este un top 5? Bine, căutați în Dex dacă nu știți ce este un top 5. Astăzi facem un top 5 al echipamentelor pe care ar trebui să le ai vara. Îmi face urât intercomul. Băi, eu am portofelul în buzunar. Și vreau să-l bag aici. Așa. Miros de ulei încins. Facem curba la dreapta aici. Și zice să cedăm trecerea. Trece autobuz zi de zi. Avem apărătorile strâmbe, așa cum le știi. Da, mai dragi prieteni și subscriberi și frumoși și înțelepți, o să vă spun cele 5 elemente de echipament care ți-ar trebui pentru o vară frumoasă, așa cum găsim în România, dar atraci în el de intercom. Să-l opresc eu, să nu mai țiuie mie în ureche. S-a oprit! La fel de bine cum știți că vara este cald, să mai nimerești și 40 de grade, Doamne ajută să nu avem 40 de grade vara asta, dar cu siguranță o să avem un Bucureștiul plin de betoane pentru că se amplifică, așa că dăm dintr-una într-alta. Eu sunt Motorider. Nu, eu nu sunt motor, ba da, eu sunt Motorider. Eu nu am idee unde merg acum, dar o să merg încolo. Cât ai grăpou! Vara, într-adevăr, trebuie să ai echipamente ok pentru niște echipamente potrivite, cum s-ar spune. De la motocicleta potrivită, te salut dacă mă urmărești. Vara ne trebuie un echipament anume. De ce? Pentru că vara este cald, vara transpir, iar dacă nu ești confortabil în momentul în care conduci o motocicletă, este posibil să cazi. Da, nu mai ești atent, nu mai vezi de la transpirație, te încingi, nu mai lucrează creierul cum trebuie să lucreze, te încingi și pici. Doamne ferește să întâmple așa ceva. Ca și comoditate, în primul rând, să începem cu 5. Pe locul 5 se află bocanci. De ce? Pentru că dacă nu ai bocanci de vară, piciorul se încinge. Și o să vedeți mai încolo de ce l-am pus pe locul 5. Bocanci, dacă nu ai bocanci de vară, piciorul se încinge, transpiră, miroase urât și așa mai departe. Și nu cred că vrei să-ți miroasă piciorul urât, tocmai vara când este și mai mare căldură și când mirosul ăla se amplifică. Ai luat-o prin față? Te-am văzut eu. Și tocmai de asta ți-ar trebui niște ghete de vară cu aerisiri care să-ți mențină temperatura piciorului la fel, acolo unde era ea la început. Cu aerisire astfel încât să nu se încingă foarte tare, să poți să mergi comod pe motocicletă, să schimbi vitezele și așa mai departe. Nu cred că vrei ca momentul în care te dai jos de pe motocicletă să calci în apă, în propria apă. Pe locul 4, stați două secunde că nu știu pe unde mă aflu în București. Și dacă nu știu pe unde mă... Aoleu, trebuie să merg încolo. A, știu unde mă aflu. Vine ploaia. Bine, îmi pare, îngrât. Am claxonat și eu, să mă simt și eu bine. Ce-ar fi să nu te bagi? Deci este un lucru important ăsta. Top 5, da? Ce să ai vara la tine, la tine, pe tine. Așa e vara asta, e minunată. Pe locul 4, Jeff Hardy. Pe locul 4 ar fi pantalonii. Pantalonii de vară, da, ați auzit bine, pantalon de vară. Cum sunt, mă, Motorider-e pantalonii ăștia de vară? Păi simplu, niște blugi cu protecții. Dacă nu vrei blugi cu protecții sau dacă nu vrei așa ceva, există astea, genuchierele. Genuchierele pe care poți să le pui și să mergi vara cu ele. Te ajută foarte mult. Ați văzut și în vlogul unde a căzut tipul ăla cu motocicleta roșie în Câmpina.
Ați văzut și în videoclipul ăla, eu când am întors am intrat în parapet cu piciorul. Dacă nu aveam genunchierele puse pe picior, cel mai probabil acolo îmi rupeam piciorul. Mamă șu... Mamă șu... Deci... țigara... Ai aruncat o țigara. Cel mai probabil acolo îmi rupeam piciorul și asta nu e un lucru bun. Poți să-ți iei echipament de vară pentru picioare. Pentru că, din nou vă spun, dacă mergeți vara cu pantaloni de iarnă sau cu echipament full și textil, fie el orice, o să-ți transpire piciorul și simți așa cum se duce pe crac o picătură din propria transpirație. Și o să miroasă minunat în momentul în care îți dai pantalonii jos, o să miroasă a levânțică. Vă sfătuiesc să vă luați genunchiere, pentru că sunt mai ieftine dacă nu aveți un buget destul de mare pentru echipamentul moto. Dar dacă aveți, totuși luați-vă niște pantaloni, pentru că în cazul unui accident, pantalonii aia nu zboară, rămân acolo și cu tot protecții. Deci genunchierele risc să zboare la un accident. Acum depinde de care accident. Pe locul 3, pentru un echipament de vară, este armura. Bun, la ce te ajută armura asta? Ei bine, dacă mergi așa ca mine, cu geaca asta, cum sunt acum, bine, acum este frig, dar dacă mergi cu geaca pe tine vara, din nou, o să simți transpirația și n-o să miroasă deloc frumos. Sau cine știe, poate tu ești un nebun, un teribilist și un rege și transpirația ta miroase a levânțică. Dar, dragilor, la corp puteți să vă luați și sunt foarte ieftine, de la 300 până la 600 de lei, să zic, unele foarte bune, armură de vară. Sunt niște armuri care au întărituri pe umeri, pe la coate și așa mai departe, cu zale. Și te ajută să nu-ți fie cald, pentru că e un material în care îți vezi pielea și circulă aerul foarte bine. Și atunci este indicat totuși să-ți iei și așa ceva pentru vară. Le găsiți majoritatea site-urilor. Uite, îți dau lumină în ochi. Uite. Nu mai e? Este. Nu mai este. Armurile astea le găsiți pe majoritatea site-urilor și le găsiți la un preț destul de bun și e păcat să nu o luați, pentru că va apăra foarte mult, inclusiv cu întăritură pe coloană. Asta este ceva foarte important. Pe locul 2 avem mănușile. Mănușile, pentru că dacă ieși cu mănuși de iarnă vara, la fel, ți se încing mâinile, nu ai aerisire, nu mai ai control destul de bun, pentru că vara nu mergi ca iarna, vara mergi și tu puțin mai repede. Iar cu mănușile de iarnă nu ai atât control în detaliu pe accelerație, pe frână și pe ambreiaj. Și atunci îți trebuie ceva mai multă dexteritate. Cu mănușile de vară, unde ai și protecții de metal și așa mai departe, e o întreagă industrie și acolo la mănuși, este mult mai maleabil materialul din care sunt făcute mănușile de vară decât cele de iarnă. Îți permit și mai multă mobilitate, poți să controlezi o leacă mai bine motocicleta cu mănușile de vară și în același timp îți oferă și protecție și o aerisire mult mai bună pe timp de căldură, de foarte căldură. Să nu-mi zici că n-am voie paci. Ba da. Dacă ai mănuși de iarnă vara, transpiră mâna, îți alunecă și mănușa și mână și nu mai accelerați, nu mai ai control pe frână, nimic, nu mai se pierde tot. Și atunci, decât să riști să pici, Motorider te învață să nu pici. Pentru că este mai bine să nu pici decât să pici. Da, am văzut eu cu ochii mei, este mai bine. Iar pe primul loc, în topul celor 5 echipamente pe care trebuie să le ai vara, este casca. Da, casca. Păi stai mă, Motorider, căștile nu sunt toate la fel? Păi nu prea. O să fac un episod în viitorul apropiat despre toate tipurile de căști. Există niște căști, sau ai să o luăm altfel. Ce aș recomanda eu... A ridicat mâna în față că nu el. Aolea, Doamne. Există niște tipuri de căști care sunt ușoare, aerisite și mai ales dacă mergi prin oraș, gândește-te să-ți iei un flip-up și o cască ușoară. Flip-up ce este? Este casca asta pe care o am eu, cu un buton aici, dar nu se vede de la GoPro, și te ajută foarte mult în momentul în care mergi prin oraș să-ți ridici
casca, jumate de cască în sus și să-ți intre aerul, să te ventilezi, să nu-ți transpire capul și așa mai departe. De ce este importantă o astfel de cască pentru motocicleta ta? Este importantă pentru că te ventilează. Da, pe lângă. Deci echipamentele de vară asta fac, te ventilează. Uite, îl punem aici și stăm și mai vorbim o leacă. Cred că se scutră firele pe noi. Îți oferă o comoditate în momentul în care mergi. O cască ușoară, pe o căldură foarte mare, dacă este și grea, o să înceapă să te doară și gâtul în trafic, pentru că stai mai mult pe loc decât să mergi. Te ventilează foarte bine și atunci nu ai incomoditatea aia să te dai jos, pentru că în momentul în care transpiră capul în cască, îți spun eu sigur că o să te dai jos de pe motocicletă și o să vrei o pauză. Cu o cască flip-up, nu o să mai vrei acea pauză, o să mergi continuu, fără nicio problemă. Cam asta este și cu casca. Ce să vă spun altceva decât să vă luați echipamente de vară, ca să ne vedem la vară pe drum cu toții, să nu uiți să dai acest videoclip mai departe și prietenilor tăi, să intrui pe giveaway-ul de pe Instagramul meu, motorider.motovlog, iar până data viitoare, Motorider, pentru tine, numai bine! Pa!